Câinii fără stăpân din municipiul Târgoviște sunt una dintre cele mai arzătoare probleme pe care o reclamă cetățenii continuu. Niciodată nu s-au găsit soluții pentru gestionarea acestora, astfel încât patrupedele să nu mai stea pe străzile fostei cetăți de scaun a țării românești. Candidatul PNL pentru primăria municipiului Târgoviște, Ciprian Prisăcaru, a găsit o modalitate prin care animalele să fie salvate și adoptate chiar și în afara granițelor țării. A semnat în public un protocol de colaborare cu singurele asociații de protecție animalelor din Târgoviște, Asociația Sufletel și Asociația Câinii Salvați din Târgoviște. În primul rând vreau să trag un semnal de alarmă că, deși atunci când m-au schimbat și au preluat frâiele executivului municipiului Târgoviște, principalul meu contracandidat și Partidul Social Democrat s-au lăudat și s-au bătut cu pumnul în piept că vor rezolva problema câinilor fără stăpân în Târgoviște. Nu au făcut-o. Nu au făcut-o, nu o vor face și nici nu-i văd interesați de acest lucru. Nu mai vrem să vedem câini maltratați în municipiul Târgoviște, nu mai vrem ca aceste lucruri să se întâmple în fața copiilor. Copiii rămân marcați și nu numai copiii, și adulții rămân marcați de acest gen comportamental. Pe de altă parte, nu mai vrem să vedem nici cetățeni sau copii mușcați de aceste animale fără stăpân. În maximum 12 luni de la preluarea mandatului de primar al municipiului Târgoviște, împreună cu cele două asociații, Asociația Sufletel și Asociația Câinii Salvați din Târgoviște, vom rezolva această problemă printr-un parteneriat între municipalitate și cele două asociații. Parteneriatul s-a legat și cu un cetățean de origine germană, președintele Asociației Câinii Salvați din Târgoviște, un om care vrea ca Târgoviștea să arate ca un oraș european. I'm in Romania for 15 months and I try with Christina Paun together. I try together with Christina Paun to încearcă de 15 luni. Rezolve it in auf humane Art und Weise. Să rezolve cumva situația. Met the dogs, yeah, and the primary promise, aber make nothing. Și a avut foarte multe promisiuni care au fost încălcate. Pentru el chiar a fost un șoc, pentru că la ei nu se întâmplă așa ceva, la noi suntem obișnuiți. Am tot auzit pe la televizor că s-a oferit concesionarea către un serviciu responsabil, dar nu a venit nimeni. Noi avem aici două cereri de concesionare, ultima din februarie. Am vrut să concesionăm acest serviciu, am vrut să ne ocupăm în mod responsabil, oricum o facem, dar și într-un cadru legal, dar ni s-a refuzat acest drept. Reprezentanții celor două asociații acuză actuala administrație municipală, condusă de interimarul Cristian Stan, că în ultimele două luni au omorât peste 1000 de maidanezi pentru ca străzile târgoviștene să fie mai curate în campania electorală. Aș vrea să îndemn pe toți iubitorii de animale din Târgoviște, și știu că sunt mulți, să meargă pe 5 iunie la vot și să voteze împotriva regimului care a omorât atâtea animale fără nicio vină.